Librăria Cartea de Nisip a găzduit lansarea volumului Ulise 732 de Mircea Mihăieș. Volumul a fost publicat la editura Polirom. Mircea Mihăieș este profesor universitar la UVT. Domnule Mihăieș, suntem aici la un eveniment editorial. Criticii spun că este deja evenimentul editorial al anului. Nu fiți modest, știm că așa este. Nu sunt modest, criticii sunt generoși. Da. Vreau să mă leg de citatul cu care ați început cartea din Faulkner, în care spuneți că de Joyce, de Ulise, trebuie să te apropii așa cum se apropie un predicator baptist de Vechiul Testament, cu credință. V-ați apropiat cu credință de această temă? În primul rând, de acel citat m-am apropiat cu o anumită ironie, pentru că Faulkner a negat foarte multă vreme că ar fi fost influențat de James Joyce. A recunoscut acest lucru doar târziu și a recunoscut-o foarte frumos, așa cum l-aș citat. Da, m-am apropiat de ea cu o credință foarte simplă că această carte merită citită, deși are renumele de carte imposibil de citit. Carte care, pe care o începe toată lumea, dar nu o încheie aproape nimeni. Ba da, am plecat de la, chiar spunea un gânditor, dacă o carte a fost scrisă, înseamnă că ea poate să fie și citită. Eu am citit-o de-a lungul vremii de mai multe ori, de 4 sau de 5 ori, iar acum când am și scris o carte despre carte, am încercat să fac o lectură direcționată mai ales spre adâncim, spre ceea ce nu se vede în prima clipă. Deci nu m-a interesat. Descoperit acele adâncimi care nu se văd? Vedeai cele 1221 de pagini de manuscris ale cărții. Cred că au identificat măcar o parte dintr-o carte care este inepuizabilă, de fapt. Ulise nu-și încheie sensurile, nu-și încheie dialogul cu cititorul nici după o lectură, nici după trei, nici după mai multe. În momentul în care am încheiat cartea, mi-am dat seama că aș fi putut să scriu de fapt despre fiecare episod, poate o carte întreagă, dar sigur că ideea este să-ți faci o sinteză, nu să continui la nesfârșit maniacal un parcurs din acesta de tip exegetic. Da, deci e o carte care, ca să vă răspund, nu numai că poate fi citită, eu zic că e un fel de obligație morală pentru orice om inteligent să o citească. Am citit, cred că într-unul dintre interviurile pe care le-ați dat despre apariția cărții, că abia după momentul în care v-ați apucat de acest proiect, v-ați dat seama la ce v-ați înhămat și v-ați simțit covârșit cumva. Da, e un șoc. Mai întâi e perioada de entuziasm în care crezi că vei face o carte bună, după care încep îndoielile, încep derutele, încep confuziile, începe nebunia care trece cumva dinspre această carte nebună asupra ta. Și mai ales, cum am mai spus-o, cu cât scria mai mult, aveam senzația că de fapt n-am înțeles nimic din ea sau că tot ceea ce spun este irelevant și că până la urmă tot ceea ce contează a spus Joyce însuși în carte. Dar nu e așa, critica, exegeza literară, genul ăsta de eseu academic pe care l-am abordat, cred că pot să fie un fel de introducere bună pentru un cititor educat, sigur că nu cred că navetiștii, fie ei și cu avionul, vor citi această carte, dar lumea care este interesată de ceea ce mai spune literatura în ziua de azi, cred că vor putea găsi un ghid, o introducere și poate chiar un companion plăcut. Ce le spune studenților sau le-ați spus studenților despre această carte? Ce v-au întrebat? Sunt curioși? Ce mesaj le-ați transmite studenților? Primul lucru pe care îl spun e că îi voi obliga să citească cartea Ulise de James Joyce. Pentru că are anul acesta pentru examenul de vară? În fiecare an pentru... e sezonul de toamnă-iarnă, predau modernismul britanic în primul semestru și evident că nu poți, atunci când e vorba de modernismul britanic, de modernismul internațional, să nu te ocupi și de această carte, pentru că ea, de fapt, te puizează, face o ruptură față de toată literatura din ultimele secole, două secole, dar finalmente nu doar că distruge, ci pune și ceva în loc.
Așa încât e o carte care e încheie o lume și începe o altă lume. O carte de răspântie. E o carte mai ales despre om. Asta este marea performanță, pentru că acolo veți găsi, citind Ulise, absolut toate gândurile pe care le-ați avut vreodată, sau dacă nu le-ați avut, s-ar putea să le aveți, toate frustrările, toate speranțele, toate tânjirile, toate eșecurile. E decalogul omului postmodern? N-aș zice omului postmodern. Omul postmodern e un om cu care nu sunt în relații prea, prea bune. Este un fel de carte de înțelepciune pentru omul mediu și normal. Cum să supraviețuiești în postmodernitate, nu? Da, ar fi o provocare, o sfidare această idee, să o pui o capodoperă a modernismului, postmodernismului nostru cel de toate zilele. Evenimentul a adunat la oaltă scriitori, profesori, studenți și iubitori de literatură. Volumul a fost lansat de Cornel Ungureanu și Adriana Babeții. Domnule Cornel Ungureanu, ne aflăm la lansarea lui Mircea Mihăieș. Domnul Mihăieș a spus un lucru foarte frumos despre dedicația pe care a scris-o în cartea pentru dumneavoastră, că fără dumneavoastră nu ar fi fost, n-ar fi ajuns aici. Dintotdeauna mă alintă și se alintă, e un profesor de literatură excepțional, cartea asta lui... E o carte de profesor de literatură. Poți învăța ce-i literatura, începând cu Homer, terminând cu Joyce. Dar mai ales ce se întâmplă cu acest roman, unii zic ilizibil, acest roman prin care se învață literatură sau se învață modernitatea și postmodernitatea literaturii. Știe să scrie cum știu foarte puțin să scrie astăzi. E întotdeauna un jurnalist foarte, foarte, foarte viu, cu o frază foarte bună scrisă cu energie, care se simte și în cartea asta. E un roman al romanului. Un roman în care se povestesc întâmplările nemaipomenite din Ulise. Este un Ulise al secolului 20 sau, dacă vreți, 21. O carte frumoasă. M-am simțit cumva așa mândru acolo, la lansare pentru Mircea Mihăieș. Cum să zic, când la Timișoara se scrie o carte din asta, poți să fii mândru că ești într-o capitală culturală. E o carte de capitală culturală. Iar cărțile lui Mihăieș, despre care am încercat să vorbesc, sunt cărți de mare frumusețe. Ceea ce m-a enervat e că atâta timp cât a fost vicepreședinte al Institutului Cultural, nu și-a tradus cărțile în limbi străine. Era o mândrie nu pentru Timișoara, ci pentru cultura română. Dar la rândul lui e de o modestie exemplară. Cum să zic, sigur că sunt mândru pentru Timișoara literaturii. Volumul Ulise 732 va fi lansat și la Târgul de Carte Gaudeamus de la București în 19 noiembrie. O să mă leg de ce ai mărturisit la lansare. Și anume că te-ai declarat că tu nu ești joyciană, nici ulisiană și că practic ați avut chiar dezbateri și certuri pe această temă, dar așa dispute, dar că totul s-a terminat cu această rezistență ta față de Joyce, în momentul în care ai citit cartea în manuscris a lui Mircea Mihăieș. Acum, rezistență la Joyce. Eu defilam cu Proust și el defila cu Joyce și ca să sporim tensiunea jocului, care făcea parte autorului preferat. Dar oricum n-ar fi între romanele pe care le-aș lua pe o insulă, dacă mi-ar cere cineva un roman pentru așa ceva. Și totul s-a potolit și m-am împăcat nu numai cu Joyce și cu Ulise, dar și cu Mircea Mihăieș, pentru că în momentul în care am început să citesc un manuscris de peste 1200 de pagini contra cronometru,
dar cu creonul în mână, ca un redactor profesionist, am avut revelația imensei forțe pe care o are literatura. Am citit cartea azvară în cel mai prost moment pentru o lectură a unui eseu literar. Nu mai aveam încredere în munca noastră, în meseria noastră. Rațiunea de a fi a literaturii. Rațiunea de a fi a literaturii până la urmă. Și cartea asta, ca și Solenoidul lui Mircea Cărtărescu, m-a făcut să nu-mi pierd speranța. E o carte perfectă, e o carte totală. Asta vreau să te întreb, că ai spus că ai noțiunea cuvintelor, le folosești foarte, da? Și ai spus că este o carte perfectă. Da, e o carte în genul ei și pentru așa cum a fost concepută, e perfect gândită, perfect scrisă. Și trebuie să fii chiar de mare rea credință să poți să-i găsești o hibă, vreun cusur. Pentru că e blindată cu o armură superbă, e și foarte bine scrisă. E o carte care va face epocă. Ferice pentru Timișoara și pentru Universitatea de Vest că se poate mândri cu autorii. Spune-mi, te rog, cum a fost Mircea Mihăiș în timpul în care a scris, în care era pe șantier, ca să zicem așa. Enervant. S-a plâns de insomnii? Nu neapărat. A dat insomnii? Nu neapărat în timp ce a scris-o, cred că după ce a terminat-o de istoveală, dar mă exaspera modul aproape compulsiv în care raporta, mai scris 5 pagini, sunt la pagina 700, la 800, la 900 și ce cu asta, ziceam eu, care scriu foarte greu. N-a fost nici mai nervos, nici mai, dar era mult mai preocupat și era în carte, da, și bietul de el, acum îmi dau seama ce nedreaptă am fost, pentru că încerca să povestească ce face într-un capitol, pe o ureche mi-intra, pe alta mi-eșa, nu știu, mă interesa prea mult și când ne mai vedeam cu o mulțime de prieteni sau mai puțin prieteni, dar în împrejurări plăcute, ca să zic așa, ce să vorbim și cineva îl mai întreba și ce mai faci și îi aruncam o privire ca de gorgonă și ziceam dacă începi din nou cu, dacă reîncepi povestea cu Joyce, mă ridic și plec. Deci îl iretezam și atunci el se potolează așa destul de întristat. A scris-o cu foarte multă demnitate în ciuda ghionților sau ghionturilor pe care l-a primit din partea mea, pentru că nimeni nu participa așa intens. O carte superbă. Regret tot ce am spus și tot ce am făcut împotriva cărții. Spune-mi ce le vei spune studenților această carte. Să intre în bibliografie? Obligatoriu. Mă rog cerului să se întâmple o minune, nu știu cum, e un preț. De fapt, nu e un preț, e o carte de neprețuit, e o sumă. E greu să-i spui unui tânăr care are o bursă amărâtă să dea aproape 100 de lei pe o carte. Și totuși risc și spun, dacă puteți, dacă reușiți să economisiți din ceva, nu știu, dacă vă aduce zâna bună 100 de lei, nu-i dați pe altceva, ci luați cartea asta pentru că e mult mai mult decât o bibliografie. Daniela, știi ce află ei la sfârșit, dacă au răbdarea să o ducă? Când ești tânăr, adevărul e că nu prea ai răbdare. Nu mai avem răbdare. Eu am avut răbdare și pentru că a trebuit să o duc la capăt. Da, am descoperit enorm de multe lucruri, nu numai despre Joyce, nu numai despre Ulisse, nu numai despre literatură, ci și despre noi, despre mine. În mod cât se poate de ciudat. Asta e miracolul unei asemenea cărți.